În prima zi de primăvară, la Soroca a devenit deja o frumoasă tradiție ca primarul municipiului, alături de colectiv, să împartă simbolul primăverii mărțișoare locuitorilor. Sorocenii le-au prins la piept, salutând gestul celor de la primărie. Foarte drăguț din partea primăriței. Mulțumim pentru aceste mărțișoare frumoase care prevestesc venirea primăverii. Ai mai primit astăzi mărțișoare? Nu, am oferit pentru persoanele dragi. Da, e primul mărțișor. Mulțumesc! Un gest foarte frumos. Mulțumim frumos! Sunt uimită că să nu se păstrează tradițiile la noi în țară și adotică și în alte raioane să practice așa ceva. Ați mai primit mărțișor astăzi? Da, de la o colegă. Foarte, extraordinar. E un gest frumos și ne susțin în toate. Ori de câte ori ne adresăm și cu o întrebare și cu... ne susțin și ne ajută în toate. Se lucrează mult, se lucrează bine. O primăvară în suflet la toți și în țara noastră și pace în lume. Спасибо большое, с праздничком всем, чтобы были здоровыми, и каждый Бог, чтобы было все хорошо со всеми людьми. Foarte frumos. Este o atenție pentru toți. Mărțișoare au primit și șoferii care treceau prin preajmă. Cu mărțișoare s-au făcut și călătorii unui microbus de rută. Ziua primăverii, care într-adevăr e plăcut și și ne mai mărginită, cum s-ar spune. Ați mai primit mărțișor astăzi? Nu, nu, e primul. E extraordinar de plăcut. Eu astăzi, nu știu de ce, am așteptat gesturi din astea prin oraș, dar din partea, nu știu, mai faci poliția, mai faci, dar chiar doamna primar... Extraordinar! Mulțumesc tare mult! A dăruit, dar și a primit. Lilia Pilipeschi susține că de dimineață a primit mai multe mărțișoare de la cei dragi. Neamul nostru moldovinesc este un neam foarte curajos, fiindcă a putut să-și mențină mereu tradițiile și obiceiurile. Iar astăzi primăria municipiului Soroca vine cu tradiția moștenită de la conducerile precedente, 1 martie, oferirea mărțișorilor sorocenilor. Și este un început bun pentru faptele bune, dar mai rămâne și ca un mesaj cumva de desubt, ca să fim atenți și mai buni cu cei din jurul nostru. Deci o primăvară plină de pace și de sănătate, dragii mei soroceni. Tradiția de a dărui mărțișoare vine încă din vremea dacilor. Cele două fire răsucite, colorate în alb și roșu, simbolizează triumful binelui asupra răului, al verii asupra iernii, al luminii asupra întunericului. Potrivit tradiției, mărțișorul se poartă toată luna martie, după care este prins de ramurile unui pom. Se zice că dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini.